Bună ziua! Cu speranța că vă vom stârni interesul după 5 ani, să fac 5 ani de când am reluat emisiunea, aici unde o să discutăm că au mai fost televiziuni chiar de succes în Brașov care au tratat fotbalul în principal, dar și celelalte sporturi și văd că, la fel ca și fotbalul, se cam duc și ele. Și am zis să vă informăm în fiecare luni despre noutățile apărute la echipele care au rămas din județul Brașov și în special de la FC Brașov. Invitatul meu de astăzi este Adi Marica, jurnalist la Monitorul Express. Salut. L-am ales pe el că este unul din profesioniștii presei brașovene sportive. Adi, este de mult, câți ani ai de când ești în presa sportivă? 20. Mulți înainte. A fost Adi și moderator de emisiune sportivă cu mulți ani în urmă și împreună vom încerca ca în această primă emisiune să vă aducem informații, dacă pot fi noi, dacă nu mai vei și cine nu le-a auzit, le aude acum de la noi. Ca în următoarele emisiuni să avem invitați, eu știu, poate nu numai din fotbal, o să invităm și din celelalte sporturi. Și oameni de vază, bineînțeles, care au mai făcut ceva în sportul brașovean sau care doresc să facă, deci pe viitor. Să începem, adică, cu FC Brașov, pentru că ei au jucat ieri, de la ora 11, cu Universitatea Cluj, un meci foarte important pentru echipa noastră, pentru că depindea, eu știu, în mare măsură de rămânerea șanselor pentru a accede în play-off și pentru una și pentru alta, dar pentru FC Brașov parcă era puțin mai important că aveau 34 de puncte și făceau 37, rămâneau la puncte mai puține vis-a-vis de cele din față. CFR Cluj, deci ei aveau câte? Aveau 31 parcă și era undeva mai greu, dar jocul a fost unul așa pe muche de cuțit, nu? Cu doar pe final, să spunem. Bine, nu, dar au avut ambele echipe au avut posibilitatea să înscrie măcar un gol. Eu am numărat ocaziile mari de gol și ar fi 3-2 pentru Cluj. Da. Au mai fost și alte ocazii de gol. Situații. Situații, să le numim, da? Și până la urmă a terminat un 0-0 bun pentru nimeni. 0-0 pentru celelalte. Pentru celelalte echipe din față, așa este. Să spunem că asta e părerea mea, na, am mai și antrenat, mai mă și pricep. FC Brașov a început meciul cu oarecare teamă, așa e? Așa. Nu ți s-a părut? Mi s-a părut mai nemotivați. Da, da, da. Și cu blazați. Da, exact. Exact. Deci în prima repriză, cel puțin la mijlocul terenului, a dominat clar Ucluj, să-i spunem zona neutră, da. Pentru că emisiunea noastră se numește Zona Neutră. Și lumea poate să întreabă de ce zona neutră, că unii spun, domnule, vrem să fim neutri. Nu, nu e vorba de asta. E un termen din fotbal, deci terenul pe lungimea lui pe verticală se împarte în trei zone mari în fotbal. Deci prima din spate este zona de apărare, următoarea este zona noastră neutră și ultima este zona de atac. Noi am ales această zonă neutră, mie mi s-a părut cea mai interesantă, vorbeam și de ieri cu Clujul care a dominat această zonă și aici, în această zonă, orice echipă care se respectă se apără foarte bine, acolo distruge acțiunea adversarului și în schimb pregătește și atacurile și de aia mi s-a părut cea mai complexă zonă
a fotbalului. Zic că Mihai Stăre a încercat să surprindă ieri cu primul 11. Deci în centru de pensie a jucat cu Puțanu, care venise 2-3 zile cu Marin, dar forțat de împrejurări, deci acolo nu avea nimic păi de obiectat. Dar în dreapta a început cu Georgescu, acolo a fost surpriza. Care e funda central? Care e funda central, iar după 20, după minutul a și schimbat. Da. După aceea, la mijloc, a fost forțat să facă iar o nouă schimbare, tot în prima repriză, la accidentarea lui Bruno, care a contat foarte mult. Și de aici au intervenit problemele majore pentru... Și numai că dacă noi am fost în zona neutră, toată suprafața de teren a fost, cred că, nu cred că ați văzut vreodată așa, gazon la Brașov, atât de prost. Da, și gazonul, da, calitatea gazonului slăboță, ceea ce m-a impresionat neplăcut, că noi aveam totdeauna un super teren, era unul dintre cele mai bune din țară. Toată lumea apreciat de toți. Toată lumea, și la televizor s-a văzut meci în toată țara și au rămas surprinși de starea gazonului la Brașov. Nu este un secret, pentru că acolo s-a antrenat echipa în ultimele 2-3 săptămâni. Asta e. Asta e. Să spunem că neavând bani nu s-au putut antrena în altă parte. Exact. La baza aici. Și dacă vorbim de cei doi mijlocași, deci a început Bruno Madeira cu Pană, Silvio Pană. Ulterior a ieșit Madeira accidentat în minutul 30, în jurul minutul 30, nu? Da. Așa, și a fost retras Avram. Avram, deci centru... la mijlocul terenului, care nu e, el nu prea a jucat acolo. Așa, și îl prindea, se replia foarte greu pe faza de apărare, a creat spații în spatele lui celor de la Universitatea Cluj și acolo, deci au reușit să facă o posesie foarte bună, de unde au și declanșat niște acțiuni înspre poarta noastră, nu? O echipă, Clujul, tânără, formată în majoritate de jucători tineri, dar în care s-au văzut niște relații de joc, s-au văzut niște trasee. Da, mie mi-a plăcut ca echipă. Mult mai determinați, parcă mult mai motivați pentru acest meci și decis să câștige la Brașov. Da, pentru că ce s-a întâmplat? În repriza a doua, deci Mihai Stere, dându-se seama de ce s-a petrecut în prima priză în teren, că au jucat mult prea jos și a lăsat să aibă posesie, au apelat foarte bine, au apelat la un pressing de ăsta extrem de agresiv în repriza a doua. Clujul a continuat să joace același lucru, în schimb au pierdut foarte multe mingi pentru că abuzau de prelori. Și au interceptat foarte bine de jucătorii noștri și au ajuns la poartă cu niște ocazii destul și de serioase. Pe final, acele ocazii mari, Puțanu, șutul de 16 metri. Cea mai mare a avut Matei, de la 2 metri. S-a dus mingea. Nu, rar am văzut, am mai văzut. Dar prea rar, nu știu că pe el a dat un fel de demi-volei acolo, așa să spune? Din drop, demi-drop, nu știu cum, să ducă de la 2 metri peste poartă, mai rar așa ceva. Deci ăla chiar că e genial. Și am mai observat în prelungire partidei când la cei de la Cluj erau cu doi jucători mai puțin pe teren, portarul lor să repună mingea în joc. Da. Deci au căutat și au avut ocazie, și au scăpat singuri. Incredibil, adică mi s-a părut. Norocul că a pus un picior acolo pentru că, nu știu, că mai erau aproape de prelungire, nu? În prelungire. Sau chiar în prelungire, a scăpat singur, da. Deci au căutat să câștige. Da, că și lumea în tribună. Bă, măcar să câștige unii, asta era. Da, acest rezultat în groapă, efectiv. Amândouă. Mare măsură, ambele echipe. Pe Cluj, clar. Deci, pe Cluj, clar. Noi numai dacă, eu știu, să câștigăm aproape toate meciurile care au rămas. Ei, și ei își fac planurile. Mai au un meci cu Baia Mare, sâmbătă. Dacă vor câștiga acel meci, mai au cu două meciuri la Masa Verde. Deci fac 9 puncte, plus încă un meci cu Reșița, care echipa care se prezintă cu juniorii. Deci, teoretic, pot face 12 puncte. Ei pot, dar au rămas cu 32 de puncte. Da, aici e problema. Și ultima, care este pe locul 6, are 39, nu? Da. Deci sunt puncte. Nici aia nu o să pierdă toate meciurile. Deci șanse mai puțin. Mai multe ar avea Steagul dacă ar câștiga. Dar, din păcate, noi jucăm la Mioveni, afară și la Vâlcea. Nu? Da, două deplasări foarte dificile. Foarte dificile și avem acasă cu Șoimi Pâncăta, care și ăștia anunță că n-au renunțat. Și cu Olimpia Satu Mare. Și cu Olimpia Satu Mare, care nu e o echipă. Cred că numai conjunctura a dus-o pe poziția și cu un număr așa mic de puncte. Da, echipa e bună. După joc în retur, meritau mai mult. Mai mult, probabil. Da. După aceea, ce am mai observat?
schimbările. Deci, cu toate că nu s-au materializat în rezultat, Ucluj a făcut schimbări mai bune, părerea mea. Probabil că au și bancă. Așa, bancă, da. Au la dispoziție jucători mai valoroși. Da, pentru că vorbeam noi aici înainte de... Calcan. Calcan, Iulian Calcan, numărul 10, care a intrat la pauză, minutul 46. Deci, un jucător care, părerea mea, e că joacă oricând. Peste în prima media ligă. Divizii. Da, oricând clar. Joacă în prima ligă și nu oricum, pentru că are niște calități formidabile. Eu nu știu de ce n-a explodat până acum. Probabil că o fi foarte tânăr. Nu știu, că nu știu câți ani are. E tânăr, nu? 19 ani, 20 nu, de ani. Nu. Deci, poate a fost și pe la plecat la lot și nu știu, a fost da, menajat, adică poate. S-a odihnit, decât că nu, altfel nu cred că e rămâne, nu este un jucător care să-l ții pe bancă păi, de da, rezervă. Da, că a demonstrat clar că e jucător. Cu un dribling. Noi în România avem din ce în ce mai puțin jucători care driblează. Și el driblează și în regim de viteză. Așa, deci are cam tot ce păi trebuie. Să vezi, Mihai Stere, nu? Când erați... Mihai Stere, înainte, nu? Mai vorbim de ce a fost înainte. Acum vorbesc. Uite, iau FC Brașov, nu aș vrea să deranjez, să supăr pe nimeni. Dar, eu știu, în afară de Avram puțin care mai driblează, puțin jucători, văd de maniera asta. Că eu aveam un principiu. Dacă ai jucător în echipă care știe să dribleze, lasă-l să dribleze. Pentru că cu ăla te ajută, ăla scoate un om, doi din joc, creează superioritate și atunci altfel ajungi la poartă. Neavând jucători de genul ăsta... Andor mai poate fi un jucător în acesta, dar nu a fost Andor ajucat în bandă, stângă dreptă. L-am văzut, dar l-am văzut la mi se pare jucând. Puțin lent. Da. Deci mi se pare puțin lent, că și dacă driblezi, dacă ești lent, nu prea ai rezultate. N-are ritmul. N-are ritm. Probabil că nu o fi nici pregătit. Pregătirea a făcut-o echipa, dar l-au legitimat doar înaintea meciului cu media și pentru că a fost situația cum a fost său club, FC Bihor. Am doar că e ăla cu codița acolo, da. Nu? Da, am văzut ceva. Și lovește unul, bine și mingea. Și mai este unul pe bancă, un Pele, dar nu prea joc. Buga? Da. Probabil că nu mai vrea să bage Mugurel, eu știu ce... Nu, își dorește să joace, dar e contestat și el. Nu-l bagă prietenul lui Stere? A jucat prima repriză la... Am văzut că a mai intrat și de la început. Are și el. Are o vârstă. Are o vârstă și... Da, dar măcar, eu știu, o jumătate de oră, 20 de minute, eu cred că el a rezolvat. Au fost schimbările forțate, v-am spus, cel Bruno, cel cu Georgescu și atunci... Au fost două în prima repriză. Da, două. Georgescu și cu Bruno Da, Madeira. Multe. Și cred că Bruno Madeira le-a mai rămas o schimbare și a intrat o schimbare. Ene. A intrat Ene în locul Rusu, nu? Da, asta a fost tot. Da, asta a fost schimbarea. Și da, nu, când a trebuit repriza a doua, că atunci ați trebuit forțe proaspete, n-ai mai avut de unde să faci schimbări, așa? Ce m-a impresionat pe mine cel mai tare ieri? Ce crezi că m-a impresionat? Lipsa suportelor? Nu, asta nu mai e o surpriză. Nu, m-a impresionat copiii ăștia din galerie. Pe cuvânt, eu de mult n-am mai auzit, am rămas... E surprins de felul în care s-au manifestat. Echipa, da, frumos, civilizat de data asta. Și când am văzut, când am plecat, am văzut, erau niște copii acolo. Pe și cei de la tribuna a doua? Bine, acolo, acum mai puțin, au fost puțini. Au fost puțini și nu prea li s-au auzit, n-au prea avut sonorul la ei, dar ăștia de aici, copiii ăștia, mai numeroși decât ce, că și ăștia au avut. Au venit 110 persoane de la Ucluj. Da, și ei au avut și foarte frumos au susținut și echipa. Au fost două galerii extraordinare. N-am văzut de mult așa ceva. Nu s-au comportat ambele galerii. Nu și-au atribuit cuvinte. Nu, dar e și o relație specială între fanii FC Brașov și Ceru. Ucluj au relații speciale cu toți. Deci este o echipă iubită în România. Păi, nu știu, dacă ați văzut acel meeting de... Da, am văzut. Am văzut pe Facebook. Din păcate, la Brașov nu am prea văzut asemenea lucruri. Nu m-a interesat. Ca număr, de... Deci, și modul cum s-au comportat pe parcursul traseului, plus ce au făcut în centrul orașului. La civilizație. Extraordinar. Da, se vede. La noi lumea, cum să zic eu, s-a cam dezis de fotbal de multișor, pentru că
Au văzut și situația, mă gândesc eu, și nu-i mai atrage nimic. Da, am plecat, am rămas surprins neplăcut la meciurile cu Târlugeni și la cel cu Cluj. Da. Numărul mic de spectatori. Da. Pentru că și toată lumea știe din Brașov că situația echipei este critică. Da, și mă așteptam. S-au făcut apeluri, am văzut. Da. Dar știi care e situația? În situații de genul ăsta poți să faci apeluri câte vrei, să știi, la mine. Lumea la stadion știi cine o aducea. Nu mai rezultatul. Așa este. Degeaba faci tu apelul că să ajutăm echipa, că nu mai vine omul. Dacă eram pe locul 2-3 acolo, să zic, să vezi că era stadionul aproape plin. Deci nu mai vin. Deci s-au săturat. Deci efectiv, poate, vorbeam și treaba asta înainte, poate că ar trebui să dea cu bomba cu neutron și să luăm de la zero, poate alta ar fi atmosfera, poate alta ar fi starea de spirit. Deci nu știu ce văd acum, cred că cel puțin după Revoluție e cel mai greu moment în care trece clubul. Este. Cel mai bine ar fi să o iei de aici, să te duci mai, cel mai bine ar fi, dar văd că nu merge. Nu merge și acum așteptăm, mâine va fi o zi importantă pentru FC Brașov. Da. Cel puțin la nivel declarativ, așteptăm acei investitori italieni care toți spun că vor să preia clubul. Da. Pentru că altfel, din ce am aflat, sunt probleme foarte mari de și că am ajuns la treaba asta. Să continue activitatea. Da. Nu pentru play-off sau alte. Sau Champions League. Nu, asta nu. Să nu vorbim acum de Champions League. Am uitat totuși să anunț că putem comunica cu telespectatorii scriindu-mi un mesaj pe pagina mea de Facebook. Ionuț, e scris acolo. Da, este facebook.com/stan.gabriel. Da, aveți pe ecran 928. Scrisă, da, adresa mea de pe pagina de Facebook. Îmi puteți pune orice întrebare acolo și eu selectez, sau dacă sunt puține, deci vă voi răspunde în direct. Exact, că e și mai bine să fie interactiv. Am zis că e cea mai bună formulă, că puteam cu telefonul, dar cu telefonul am avut cu ani în urmă neplăcuta surpriză, că mie mi-era jenă să-l scot din emisiune și mă ținea 20 de minute și noi nu mai vorbim nimic. Emisiunea. Da, așa e mai bine, așa îmi spuneți mie, îmi dați un mesaj și atunci eu vă răspund. Sau puteți să-l întrebați pe Adi. Orice întrebare aveți și pentru el, vă puneți aici și eu noi vă răspundem. Că am ajuns la... La investitori? La investitori. Mie mi s-a părut de la început o caceama, deci spun clar. Eu am rămas... nu, știți, când acum o lună, exact acum o lună, a fost acea adunare generală a creditorilor la FC Brașov. Așa. Și la finalul ședinței, administratorul judiciar anunța iminentul faliment al clubului. Adică că n-au fost de acord cu reorganizarea. Exact. Nici n-aveau cum, pentru că planul a fost făcut foarte prost. Deci, în primul rând... Păi nu să specula și spuneau că a fost făcut prost intenționat, exact. Să nu se iasă din situația asta? Da. A făcut foarte prost, iar cei de la finanțe, fiind principalul creditor, nici n-au vrut să audă. Deci a fost blocat, se știa. Au de recuperat mulți bani. Au cam aproape 5 milioane de euro. E mult. E o sumă enormă. E mult. Și la finalul ședinței, ce au spus, domne, planul nu a fost aprobat, ce facem? Clubul este pe buza prăpastiei. La câteva ore și a doua zi a apărut doctorul echipei, doctorul Gheorghe Popa, care a făcut o conferință de presă în care a anunțat că a găsit soluția, că sunt câteva persoane din Italia care vor să preia clubul și falimentul să salveze clubul. Deci să salveze. A fost o greșeală majoră. Putea să în acea conferință să spună, domne, suntem pe buza prăpastiei, este o singură variantă. Îi aducem pe ăștia. Dacă încercăm să facem tot posibilul și să mergem mai departe. Până a trecut o lună, am aflat până la urmă și că este vorba de grupul Niror cu sediu fiscal în Anglia și cu sediu în Elveția. Tu ne-ai ținut. Da. Treci tot timpul. Dar până acum nu s-a mișcat nimic. Au fost o singură întâlnire, au venit la Brașov, la cel meci cu Târlugeni,
Curi m-a surprins iar atunci, a fost o chestie destul de ciudată. Un reprezentant al... celui care i-a trimis? A trimis un antrenor. Deci, ca și cum pe dumneavoastră v-ar trimite patronul la un club din Moldova, Republica Moldova. Da, din Pakistan. Dar să studiați actele și eu mă înțeleg să vă trimite... Antrenorul să studieze actele. Da, pe dumneavoastră să vă trimită pentru să vedeți echipa și potențialul echipei. Dar nu știu ce a văzut în afară de meci. El a spus la finalul meciului cu Tălugeniu că echipa mare are nevoie de cel puțin 4 jucători. Mai știam și noi. Că promisiuni că se va duce cu un raport în Italia și va... Adida, să spunem că deci după ce nu s-a aprobat planul de reorganizare, să spunem că asta a fost ca un plan B, deci era pregătit, dar n-au știut când să-l avanseze, așa e? E posibil și acest lucru, pentru că cam destul de repede a apărut această variantă cu investitori italiani, cu toate că se mai auzise și în iarnă de... Dar nu pe filiera asta. Nu știam și nu știu acum, nu știm pe ce filieră. Dar crezi că este normal? Să fie normal să... Să chemi de peste tot investitori care nu știu echipa, care nu știu fotbalul, care nu știu orașul, nu știu jucători, nu știu nimic. Să-i chem din Italia, din Germania, din Uganda, să vină să-i rogi să spreia clubul. Părerea mea că dacă lucrurile erau sănătoase, cât de cât, nu total, așa, să găsea un om de aici care să țină cât de cât, că nu știi ce timpuri vin, care să țină vie echipa pe o perioadă, eu știu. Dacă trecut clubul nu intra în insolvență, sunt convins că era alta situația echipei. Și pentru că... Păi da, s-a vrut să intre în insolvență. Că s-a intrat în insolvență pentru 6.500 de euro, cum se spune. Păi spune și mie, alții au intrat pentru milioane. Așa este. Nu? Acolo a fost o greșeală mare de strategie și nu... Cred că ne va lua mult timp să mai găsim cauzele. Au venit ceva întrebări? Da, sunt ceva, dar nu așa care să necesite imediat răspunsul. Știi, le mai dau eu la unii care încearcă și mă bucur că intră, le dau după aia, știi? Da. Deci cu italienii eu n-am încredere, sunt sincer, pe cuvânt. Le? Doctorul Popa pentru mine a fost unul din oamenii simpatici. Deci, dar părerea mea, spun sincer, și dacă aude și să uită, trebuia să stea acolo pe bancă și să intre în teren când s-a accidentat un jucător și să ajute la treaba asta. S-a băgat foarte rău într-o situație de asta. Cunoscându-l de 10 ani de zile, imagina un om serios, profesionist. Și mie mi s-a părut la fel. Cred că dacă era altcineva în locul lui, îl trimiteam la spitalul de nebun, nu? După cu... Da, clar. Dar... Clar, pentru că a fost... Așa, ca o lovitură de asta de măciucă. Doctorul să... Aia duce ăia, cum îi cheamă, investitorii. Da. Este și numit președintele Consiliului de Administrație interimar, cum se spune. Nu. Deci nu a fost... Are. Mă, dacă chiar ai adus. Ai adus oameni. Foarte bine, jos pălăria. Dacă încerci să faci ceva, lasă-mă pe altul care se pricepe la fotbalul adevărat, care... Eu așa văd lucrurile. E mai mult această funcție, o funcție onorifică. Da, eu știu că e onorifică, dar e onorifică, dar ia deciziile. Păi nu te da cine le ia? Le ia o mică din spate și el de cât le vorbește? Nu cred. Sunt... Știi? E o situație destul de ciudată și jucătorii au ajuns în... Am văzut și la meciul cu Cluj. De asta exprimarea lor a fost... se pare mai modestă, și, să spunem. Dar și naviază fără cârmă, că exact. Ei nu știu ce să se întâmple cu ei. Bine, și că ce zice? Fie ce cu clubul se destramă, se sfințează, eu mă duc. Poate îngăsesc altă echipă. E o problemă și pentru ei. Gândiți-vă că dar stau atâta timp, că nu mai e nimeni. Și nu pot pleca în timpul campionatului. Da. Ce faci până în vară? E o situație extrem de neplăcută. Nu știu ce să zic. Așadar, bine, să așteptăm mâine. Mai sunt echipe în situația asta, da. Ziua decisivă în care... Păi dar mâine mi se pare că
Nu sunt curse de avion pentru România din Italia. Vom vedea. Sunt suspendate că stăm grevă aia. Vom vedea. Vom vedea ce se va întâmpla. Dar un lucru este foarte, că se poate declara dacă da. Acești investitori nu vor ajunge la Brașov. Da, uite, cu, nu știm cum vom putea continua campionatul. Da, asta e cea mai mare problemă, într-adevăr. Deci oamenii sunt de bun simț, n-au depus întrebări, dar zice că ne respectă. Asta e foarte bine. Ar trebui, cred că oamenii așteaptă niște vești bune, vești cât mai bune. Așteaptă ceva, da. Dar nu pot fi păcăliți. În acest da. Nu putem să-i păcălim cu iluzii și cu... Noi, din păcate, noi nu putem, și n-avem oferi, nici putere, bineînțeles. Noi nu putem oferi nimic și problema este că nu poate oferi nimeni. Deci aici este problema. Nu știu, și părerea mea este, când a căzut echipa și altă mare dandana cu media și ăsta, că ia spune, te las pe tine să spui. Cu acel caz? Păi da. De ce, joacă? Îi joacă cu ăla? Și acum este pe rol la comisie, preluat, e în pronunțare. Da, e preluat de DNA deja. DNA-ul a păi instrumentat da. Și acum este trimis înapoi la federație. Așa. A rămas în pronunțare și cred că așteptăm în câteva zile, o săptămână, două, să se ia o decizie. Am văzut că Ioan Horoba, președintele celor la media, da. Și anunță, deja el se pronunță și spune, Doamne, Brașovul retrogradat în Liga 3-a și el vrea să... Bine, dar el de unde este? Poate știe. El are... Că e și el interesat, că a fost și exact, audiat. Exact, și audiat. Da, că au fost și jucători, unii din jucătorii lor audiați. Da, și de la Brașov au fost audiați. Și de la Brașov, păi da, Brașovul era implicat. Dar crezi, oameni la club acolo, uite, eu n-am nimic cu ei. Da. Dar e lipsă totală de profesional. Eu așa ceva... La FC Brașov? Da, deci nu-mi vine să cred că tu, băi, și știi cine? Și ultimul de la club de acolo, care nu știu, nu vreau să zic ce, da. Cum e încadrat acolo, dar vine și spune, băi, mă, cum lăsați voi jucătorul să împartă banii după meci imediat în cabină? Toată lumea știu după meci ce s-a întâmplat. Toți. Pentru că înaintea meciului, erau un grup de jucători croați și au amenințat că nu intră pe teren dacă nu-și primesc banii. Au intrat. Da. Și, dar având promisiunea lui Romi Căpașcu. Da, că probabil că erau niște bani acolo. Că primesc după meci. Că primesc după meci. Că treia să facă 0-0, adică meci egal. Da. Dar bine, hai, foarte bine, că te mai ajut și cu de-astea, că așa e în fotbal. Putea să dar de ce nu iei tu frumos echipa după meci și o duci, nu știu unde, la club, la Predeal sau undeva și spui, bă, băi, uite, ăștia-s banii, luați, împarte-i tu. Cine i-a împărțit? Constantin? Marian. Ia, uite, atât. Și nu știa nimeni. Problema că a rămas ca o pată. Păi, dar cum să nu rămână? Pentru că clubului. Jucătorul era, deci era, ei nu luaseră banii, deci erau porniți să facă așa ceva, dar tu acolo un conducător, un cineva, spui, stai mă că nu se poate, intrăm toți în pușcărie. Un singur aspect e de apreciat la acel meci, faptul că echipa nu s-a dat deoparte. Deci una e să... Da, au jucat și au apărat șansele corect. Și sunt convins că dacă puteau să câștige, câștigau. Exact. Și a fost o ocazie mare prin 80 și ceva. Media și-au făcut un meslăbuț atunci. Ei s-au bazat că Brașovul se va da la o parte. Că mai fuseze o șmecherie cu un an înainte. Mă rog. Așa. Dar și-au apărat șansele corect. Probabil că și motivația a existat, așa, dar procedura groaznică. Nu știu de ce nu se anchetează și meciul de la Chiajna cu Petrolul. Și Chiajna cu Petrolul. Ce să mai zic, nu știu de ce. Nu, adică să fie acolo totuși, am înțeles. Și dar ce zici tu? Cu acei bani, dar să fie acuzat totuși pentru că ți-ai apărat șansele corect, mi se pare mult prea mult și să mai și fii și retrogradat. Mai e corect, adică e corect ca... Dând drumul la campionat, angrenând FC Brașov într-un campionat, să-l scoți după aia, să-l retrogradezi în Liga 3? Miza celor de la media și acum, și Horoba, ceva. Da. Ei, în cazul în care vor avea câștig de cauză, vor să se îndrepte celor de la federație să ceară daune banii în televiziune, bineînțeles. Deci miza sunt banii în televiziune. Ei n-au primit ca o retrogradare. Normal. Corect. Da, asta probabil că da, e și asta. Și este cam 1.800.000 de euro. Nu e puțin, nu? Eu spun că
cu asemenea sumă poți să stai lejer în Liga 1 dacă ai un management bun și da. Și mai și rămân dacă poți să mai investești și la centrul de copii și juniori. Deci oamenii în continuare ne felicită. Da, uite, da, domnul Dan Gabriel. Domnule Stan, ca orice microbist, apreciez arta sportului și prezentarea cu bun gust. Da, probabil că nici nu am întrebări ce să pună, știi? Poate să și critique, nu e... Nu, da, da, nu... orice, orice puteți spune și noi ne însușim și la ce putem răspunde, răspundem, bineînțeles. Nu? Bineînțeles. Ca și, uite, că vorbim de FC Brașov, ca și în cazul Șumudică, antrenor, angrenat în... nenorocirea asta a pariurilor, se întâmplă ce se întâmplă, îl judecă să iau hotărâre, să revine după aceea și anulează suspendarea. Eu am auzit așa prin ricoșeuri că s-a făcut asta, că urmau alți doi antrenori. Și cred că mai urmează. Deci, deci urma Nicolo Napoli, Nicolo Napoli și cu cel de la Dinamo, cu, fostul, cu Flavius, cu Stoican. Flavius Stoican. Da. Zic, fenomenul acesta al pariului a luat amploare în, în, și în Liga 1 și mai ales în Liga 2. E un pericol. Știi că e și afară. Dar ca să tu te duci să, să pariezi, știi care sunt cei mai criminali? Ăia care pariază împotriva echipei lor. Exact. Știi? Pentru că ai un meci cu X, joacă cu Y, tu ești la echipa Y și spui că echipa ta va pierde cu 2-1. Nu, dar sunt și ții bani foarte mulți, știi? Pe schimbări. Ba, bine, pe schimbări. Și acolo chiar antrenorul poate să... Poate să, da. Da, da, da. Au fost și în, dacă ne aducem mai bine minte, returul trecut, aveam un antrenor croat la Brașov. Da. Și dacă vă uitați... A fost bănuit și ala. A fost bănuit pentru că la meciul la Ploiești, primul, primul meci în da, campionat. Da, da, da. 0-0. Nu, acel am pierdut cu 1-0, Teixeira. Ah, da, da, da. A prins acel șut. Da, 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 da. Era minutul 70, parcă a marcat Teixeira, mai erau 20 de minute, da. 3 atacanți pe bancă și prima schimbare a pe minutul 80 și ceva. Și a făcut doar două schimbări până la final și tu aveai nevoie ce ți era 1-0, ce pierdeai cu 2-0. Da. Da, dar na, n-ai probe, n-ai asta. Bineînțeles, deci niciodată nu o să avem fructe. Nu... Mai e problemă mare cu, cu pariurile astea. E un cancer. Dar nu, un cancer, nu credeam vreodată că și un antrenor sau un jucător pot, pot fi atât de naiv, să, mai ales ce s-au, se cunoșteau și de la federație, am înștiințat clubul. Și clar că, la, să, că n-ai voie să pariezi. Contul tău online și nu, 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 chiar mă depășește problema. Poate azi putem să pună pe numele altcuiva, eu știu. Dar nici așa, deci n-ai voie ca antrenor să, nici ca jucător, te implici. Și nici ca orice angajat al clubului. Deci, nu... deci au fost echipe în trecut, deci am auzit. Deci cu 5-6 jucători care se duceau, pariau, atunci era pe scor și ieșea scorul la care îl puneau ei. De foame, de... Ce să zic, nici n-am unde să o încadrez. Au fost echipe, din, cred că din divizia B, care și-au făcut bugetul. Pe... Și-au făcut bugetul, da. Și bine, mai... e cazul ăsta notoriu. Și la Caransebeșu, care e cunoscut de toată lumea. Da, 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 acolo cine erau băgați? Nici italieni. Ăștia-i noștri care au venit... Orice și băgați, lua așa ceva? Au prezumția de nevinovăție până la proba contrarie. Nu... Au și... Na, cu toate că eu nu am, ți-am zis că nu am încredere, dar ar fi bine. Ar fi bine să vină să facă ceva, dar eu de asta tot stau și iar vin cu argumente. Mă, ăștia dacă vin și dau niște bani să trăiască echipa, da, zic. Da, atât. Să împrumute. Că mai mult nu dau. Da. Să împrumute, cum zic ăștia. Păi te lasă ăștia să existe în continuare când tu nu le dai niciun ban? Așa este. Spune și mie. Nu, va fi foarte greu de... Că există, dar... o formă să fofileze, să nu le ia banii. Că orice bani intrat în contul clubului îl ia, pentru, finanțele. Nu, pentru plata salariilor și da, pentru lasă, utilități, da. Este legal și se pot. Dar vă întreb altceva. Dacă peste o săptămână vine un anunț că FC Brașov nu mai există, da, ce vei spune? Păi ce pot să mai zici? Că nu sau ce putem să-i spunem lui Nicolae Pescaru sau lui Nea Buții, lui Gheorghe? Ce putem să-i spunem? Deja ne-au pregătit într-o oarecare măsură. Să știi.
Că eu tot am vorbit aici tot timpul de când am avut, că am făcut și o emisiune, că am fost invitat pe la Pești. Am tot vorbit în ce fel au fost marginalizați mari, foștii mari jucători. Așa, asta a fost o greșeală mare strategie. Și, deci nu există așa. Patronului. Poate ești, vă fi și până altă parte, dar de maniera asta nu cred că mai există. Deci, nu, am uitat la Dinamo, am văzut, sunt la Steaua, da. Care este Duc Adam cu... Sigur, mai au grijă. La Craiova mai... sunt. Da. Deci aici nu mai e așa. Îi chema să le dea un șpriț odată la nu știu câți ani, mă înțeleg, și auzi după aia... După aia îi beșteleau că beau prea mult. Ăștia au zis băieții săraci. După ce au auzit. Le aruncam buțighiuri, le aruncam cu aia în cap, cu Damijan. Da. Deci nu mai e frumos. Din păcate sunt oameni care nu mai vin, nici dânsii nu mai vin, nu mai vin. Păi nu astea. Mai vin, nu vin. Sunt scârbiți. Deci au acele invitații, așa, dar nu vin la meciuri. Da, uite, ieri l-am văzut pe Buți în tribună. Era Buți, era de Hârlap. Ei au intrat acolo, la oficial. Eu nu dau acele invitații. Eu zic că nu merg acolo. Nici nu s-au rupt în figură să-mi dea vreodată măcar o jumătate de invitație. Asta nu pot să cred. Niciodată. Pe cuvânt. Și știau că stai aici în Brașov. Nici nu aveam nevoie. Eu totdeauna mi-am cumpărat bilet, să știi. Da, aici nu pot să înțeleg și sunt convins că dacă mergeți și la meciul următor, să mai ajungem până la meciul următor, să veniți, nu cred că vă oprește nimeni să intrați la tribuna oficială. Sunt convins, la FC Brașov. Dar nu îmi place mie, adică, știi? Dar fii atent, e lumea acolo care intră la tribuna oficială și vine unul și spune, dumneata, unde e invitat? Păi n-am, că, domnule, nu poți să intri. Nu mă cunoaște, pur și simplu. Tu îți dai seama în ce situație mă pune? Nu aibă chiar nicio legătură cu fotbalul. Da, poate că n-are, că e un om de la ușă. Care poate că n-are treabă și nu mă cunoaște și îmi zice, dumneata, unde e invitația? Păi n-am, nu intrați. Și ce să fac? Da, aici mă fac de râs. O să-ți greșe la strategie. Nu, indiferent de conducerea care... Iau bilet, intru frumos, ăia de la porți mă cunosc. Nu, dar eu aici sunt convins că puteți să mergeți la orice meci. Am lansat și invitația la Masa Presei. Da, știu, Adi, dar... Mai ales că suntem colegi acum. Ideea era alta. Mai înțeles? Da. Neagabi, ce faci? Ce mai faci? Mai pe unde mai ești? La, avem meci, când și noi vii la meci. Niciodată. Deci niciodată. Și acolo sunt oameni care au lucrat cu mine. Marea majoritate. Da. Unii mi-au fost jucători, alții au fost pe lângă echipa, alții au fost. Deci... Da, e dureros. Mult timp, ani de zile, mă înțelegi? E dureros. Și de asta e. Dar pentru asta sufăr. Dar nu așa să zici că mă afectează, că dând cale afară, știi? Lasă-i în pace, că eu dacă vreau să vin la meci, tot mă duc să văd meci. Da, bineînțeles. Nu? Așa. Să atingem puțin, Adi, și fotbalul brașovean, care mai există? Că, din păcate, la limita de avarii, nu? Mie nu-mi vine să cred. Asimilăm până acum și Unirea Tălugeni, care face parte din fotbalul brașovean care va juca în play-out și sperăm și acolo să nu regaleze. Cu toate că, din ce am vorbit cu primarul, cu domnul Chiș, spunea că el merge, are un proiect pe jucători tineri și nu va fi nicio problemă dacă echipa retrogradează. Adică nu pune presiune pe... Da. La ei cum retrogradează? Deci aia... Deci acum direct... Au ieșit două, care se beșu și cu Bihoru. După ce mai sunt două, în play-out vor merge mai două și una s-ar putea cea mai slabă din cele două. Din cele două serii. Deci acolo fi lupta. S-ar putea să fie a treia. Da. Deci. Da. Nu e joc. Nu, mai e Reșița care... Dar se echipe foarte bine în play-out. Este Pâncota, este Olimpia Satu Mare, Ucluj, FC Brașov acum. Da, și joacă tur-retur și... Da, va fi greu. Deci mai e Tălugeniu? Păcat de baza aceea sportivă de la Tălugeni, da, că s-au făcut, ieși și un teren sintetic de dimensiuni normale, lumea, da, două sau trei de iarbă. Am văzut, asta toamna am mai mers la meciul mai mare și la ei. Au și multe terenuri de antrenament pentru copii, am văzut acolo, deci s-a făcut. În sensul ăsta s-a făcut. N-au forță ofensivă, nici ce se vede. Au absența lui Liviu Nicolae, care e accidentat. Și se simte.
Da, nu știu. În schimb, plecarea lui Dâlbea la mijloc. Lui Dâlbea, nici Chirciu nu mai e. Chirciu a plecat. Da, deci mulți au plecat pentru că ei au fost jucători de ăștia care vreau salariu. Dar adică, ce e bine la până acum nu, în afară de returul trecut, care cu toate problemele cunoscute, da, da, cred că sunt printre puține echipe din Liga a doua care sunt cu salariul la zi. Da, au salarii, salarii mici, dar le-a dat. Păi nu vi se pare mai bine? Ba da. Ba da, totdeauna am fost și eu de principiul ăsta. Decât să te-a pus să avansezi niște sume enorme și să nu poți să dai niciun sfert, da, sigur că da. Spuneam, cea mai bună idee aceasta. Dacă Brașovul nu va ajunge în play-off, îmi pare rău pentru un singur motiv, că în vară nu s-a început un proiect cu jucători tineri brașoveni la Brașov, care să poți să facă, care exact cum este la Ucluj. Și mai și în alte părți. Pentru că dacă uite Radu. Da. Uite Radu. Da. Nu, dacă ne uităm în spatele Ucluj cu acei jucători tineri și sunt la bătaie până la urmă. La da. Iar Brașovul chiar a avut niște jucători și are niște jucători tineri talentați. Dacă ne uităm. Acel Vlad Olteanu care a plecat, Căucă, da, sunt cei doi jucători împrumutați la Tărugeni, Monea cu Vasiloi. Plus mai avem un Pamfile, un... Parcă s-au vorbit să scape de copiii ăștia pe cuvânt. Da. A fost o... Eu știi cum făceam. Deci eu când aveam o grupă de junior de 16 ani și vedeam acolo promisiuni, certe promisiuni, mă ceam la meciuri, păi îi luam și făceau antrenament cu mine, la echipa mare. Chiar că nu jucau, că nu aveau cum, deci, dar se pregăteau, intrau în cabină cu jucătorii, vedeau despre ce este vorba, creșteau, știi? Nu mai dau exemple acum, cu Surdu, cu Marius Constantin, cu Traian Marc, cu Vasiliu, cu... Deci am avut perioada aia, jucătorii ăștia bună, ei au și fost campioni de juniori, asta generația aia 84, da, și au ieșit toți. Acum avem... Deci toți care au făcut cu mine. Și cu toate că anul ăsta, deci sezonul în Liga a doua, când cu obligativitatea de a juca cu doi juniori, zic că e mare lucru pentru un club. Asta, eu nu am înțeles niciodată când federația vine să te oblige să joci cu junior, cu tiner, sub 21, cu asta. Că, și zice, dacă sunt bun joacă ei oricum. Decât să aducem niște italieni și francezi sau și africani care italien, nu... Nu italieni, că aduce africani și toți albanezi, mai știu ce. E adevărat. Dar... Nu știu, poate perioada asta e propice la ce spui, perioada asta. Dar înainte, deci nu vedeam oportunitate, chiar nu vedeam. Eu aveam jucători care jucau de drept. Deci nu că aveau 19 ani sau că avea 20. Nu, juca, dacă merita să joace, juca, mă înțelegi? Dar de ce la noi un jucător de 17 ani, se spune 18 ani, mare promisiune? Și mare în promisiune. În străinătate, un jucător la 18 ani este deja văzut ca o cetitudine. Deja are meciuri multe. Ce? Păi de ce? Că e altă mentalitate și altfel e văzut jocul ăsta de fotbal. Alta e situația financiară. Sunt mulți factori care influențează. Așa. M-ai înțeles? Da. La noi e greu, e extrem de greu. Deci n-ai cum să rezolvi, știi? Că de-aia tot am vorbit aici cu drama asta al lui FC Brașov, că e drama. Deci e dramă. Vezi și lumea ieri și pe stradă, ce facem? Îi auzeam vorbind și între ei și asta. Ce? Adică ăia care vin, ăia parcă... Dar sunt mai puțin. Tot, ce mai puțin, dar parcă săracii tot ar vrea ceva, știi? Dar ce să facă decât cu dorința? Păi dacă ne gândim, mine în Brașov nu va avea fotbal, în orașul Brașov. În oraș. Da. Nu cred că câte echipe aveam, 5-6 echipe, nu în 5 echipe în Liga a doua. 5 echipe în Liga a doua și 13 ani. Da. A fost an cu 13 echipe în Liga a treia. Da. 13 echipe în Liga a treia, o serie întreagă, mai băgau 3 echipe din alte județe. Da, eu da. Când am jucat la tractorul de m-am lăsat. Deci am văzut în Liga, în divizia ce cum era. Brașov avea 13, păi așa toate astea, Codrea, Zărneștiu, cine mai, Hoghizu, ce să mai așa spun? Așa e când pasezi o echipă ca FC Brașov, Carpațiu, pe mâna unui singur, așa zis, investitor. Da, și au fost destul mulți ani. Mulți ani și acum, pentru că, acum nu mai știm ce să facem, știi? La... Că situația este care este și am zis că nu vreau să vorbesc, știi? Că nu-i bine când un om e la pământ să vii să-i mai dai în cap.
Ne apropiem de sfârșit, Adi. A fost așa o introducere și din păcate am avut tema cu FC Brașov și am zis noi acolo că fotbalul brașovean, dar era normal să vorbim mai mult despre echipa Fanion, păi, nu? Să mai avem ceva de vorbit? De... Încă mai avem. Adică să nu vorbim la trecut. Asta e. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Așa. Noi o să vorbim și o să ținem legătura că tu ai informații mai multe totdeauna. Nu, neapărat. Ai. Și mai dai și mie. Da. Și să salutăm telespectatorii. Data viitoare să aibă mai mult curaj să înscrie aici și poate ori veni pregătiți cu întrebări așa pertinente și scurte. Și ne vedem lunea viitoare la ora 17. Vă spunem o seară plăcută și vă așteptăm.